cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Sâmbătă 17 septembrie, mureșenii au avut ocazia să întâlnească caravana Donează o șansă la viață. Aceasta a fost amplasată în Piața Teatrului din municipiul Reședință de Județ. Acțiunea a fost organizată de Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Târgu Mureș, care marchează această zi în a treia sâmbătă a lunii septembrie. Am organizat, pentru a atrage atenția prin intermediul dumneavoastră a presei, asupra acestui lucru extraordinar, organizând un stand. L-am amplasat în Piața Teatrului din Târgu Mureș, într-o zonă foarte circulată, și cu acea ocazie am oferit pliante de informare și am oferit consiliere persoanelor interesate pentru a se înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice. Cu această ocazie a avut loc și o conferință de presă cu participarea oficialilor din sistemul sanitar mureșan, iar cei prezenți l-au cunoscut pe primul om din județ care a donat celule stem. Au participat și partenerii noștri, conducerea clinicii de hematologie și transplant din Târgu Mureș, și a fost prezent și domnul manager al Spitalului Clinic de Urgență din Târgu Mureș. Evident, au fost și voluntarii Crucii Roșii, care ne-au fost de foarte mare ajutor și au împărțit acele pliante. Am avut și un invitat special, un domn care a făcut acest transplant medular în anul 2009, care se simte foarte bine și care este un exemplu că putem dovedi că ceea ce facem se termină cu rezultate. Organizatorii speră ca mesajul lor să fi fost perceput de cei prezenți, și anume importanța de a ne înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Foarte multă lume a fost surprinsă și a spus că până în acest moment nu a aflat de existența registrului. Noi sperăm ca prin intermediul celor care au trecut pe acolo să convingem cât mai multă lume despre necesitatea înscrierii în acest registru. Pentru că este un efort foarte mic pentru persoana care se înscrie. El nu constă decât în a renunțat la câteva minute din programul nostru și a dona 10 ml de sânge. În asta constă înscrierea. În România, Registrul Donatorilor numără 37.000 de înscriși, dintre care 1.269 sunt mureșeni.